Bună seara și bine v-am găsit evenimentele de ultimă oră în emisia Primului Post Nistreane Televiziune. În ediția de astăzi vizionați. În ajunul zilei învățătorului, președintele Guvernului s-a întâlnit cu pedagogii din Republică. Au vorbit despre succesele și dificultățile de care se ciocnește sfera educației. 2017, an jubiliar pentru capitala Republicii. Despre activitățile ce vor avea loc au vorbit astăzi la ședința mobilă. Cântă armonică, festivalul concurs cu acest generic i-a adunat în satul Corotna pe toți amatorii cântecului popular. În ajunul zilei învățătorului, președintele Guvernului s-a întâlnit cu pedagogii din Republică. Au vorbit despre succesele și dificultățile de care se ciocnește sfera educației. Munca pedagogului trebuie motivată, în primul rând financiar, a subliniat premierul. Al doilea aspect, asigurarea specialiștilor tineri cu locuințe. Un asemenea proiect deja există, a adăugat Alexandru Martinov. Cu acest proiect am fost inițiatori în Federația Rusă. Am avut câteva întrevederi cu Dmitrii Rogozin. În luna octombrie planificăm să mai facem o întâlnire la Moscova. Dorim să convingem Rusia să transfere pe linia integrării euroasiatice surse pentru a construi locuințe sociale pentru pedagogi. Atenție deosebită a fost acordată infrastructurii școlilor și grădinițelor. În 2018, cu acest scop, din fondul de stat vor fi orientate 130 de milioane de ruble. În așa mod, în satul Vladimirovka va apărea o nouă grădiniță. Care e perspectiva editării cărților în limba moldovenească pentru școlile moldovenești din Nistrenia? Вопрос крайне важен, потому что, как отмечал президент неоднократно, e o întrebare importantă. Președintul nu o singură dată a subliniat că anume în Nistrenia limba moldovenească se păstrează de-a lungul istoriei. Deci, Tatiana Ghenadievna, în cel mai scurt timp prezentați o scrisoare unde să indicați care e necesitatea în aceste manuale la etapa actuală. Înnoirea fondului de biblioteci, dezvoltarea bazei tehnico-materiale. Întrebări au fost multe, unele se rezolvau pe loc. La finele întâlnirii, premierul a felicitat încă o dată pedagogii cu ocazia sărbătorii profesionale. Astăzi, milițienii din Dubăsari au marcat aniversarea de 26 de ani de la trecerea secției afacerilor interne locale sub jurisdicția Republicii Moldovenești-Nistrene. Activitatea solemnă a avut loc lângă monumentul înălțat în cinstea milițienilor care până la fine au îndeplinit datoria sa de militar. Până la 25 septembrie 1991, miliția, pe atunci poliția, se supunea Chișinăului, locuitorii orașului fiind indignați de comportarea nelegitimă a colaboratorilor ei, au blocat clădirea secției afacerilor interne. Principala cerere a poporului care a răsunat atunci a fost trecerea organului de drept sub jurisdicția Republicii Moldovenești-Nistrene. Primii care au făcut acest pas au fost 25 de milițieni. Mai târziu, la ei s-au alăturat încă 23. Acești oameni urmau să facă o alegere serioasă și au rămas fideli poporului pentru a-l apăra în orice situații. Cu părere de rău, atunci, în anii de grea cumpănă, au fost și pierderi. Memorie veșnică milițienilor care până la sfârșit și-au îndeplinit datorie de militar. Milițienii sunt pe primele linii de apărare a populației, la baza securității publice. Sunteți fideli serviciului ales. La monumentul înălțat în cinstea eroilor căzuți au fost depuse flori vii. Apoi, într-o atmosferă solemnă, un șir de colaboratori au fost desemnați cu insigna eminent al miliției. E plăcut că am fost menționat. Înseamnă că munca mea este prețuită și corect îmi îndeplinesc obligațiunile. La fel, pentru munca plină de abnegație, unii colaboratori ai secției afacerilor interne au fost menționați cu diplome și avansați în grad. Astăzi, directorul Fondului Unic de Stat pentru Asigurare Socială, într-un interviu pentru presă, a vorbit despre ajutorul umanitar din Rusia. Suplimentele au venit, achitările deja au loc. În volum de plin, suplimentele rusești le-au primit doar cetățenii, pensia cărora se transferă pe contul bancar, cât și cei pentru care pensia se calculează potrivit legislaturii altui stat, ceilalți până când așteaptă. С 19 сентября производится выплата гуманитарной помощи Российской Федерации. Выплата производится... De la 19 septembrie are loc achitarea ajutorului umanitar din Federația Rusă, concomitent cu pensia, potrivit graficului stabilit pentru luna septembrie. La moment, pensionarii au primit suplimentul pentru lunile iulie, august, septembrie.
Pensionarii care n-au reușit să primească ajutorul umanitar rusesc în această lună, în octombrie, îl vor primi pentru 4 luni. Rusia este o țară foarte mare, ea întotdeauna are grijă de cetățenii săi. Suplimentele ce se achită pensionarilor sunt foarte binevenite. E un bun ajutor din partea Federației Ruse. În Ministerul Protecției Sociale și Muncii au remarcat că reținerea ajutorului umanitar rusesc a fost legată de unele întrebări tehnice, ceea ce s-a observat și în anii precedenți. Acum totul e în regulă, banii sunt achitați. Specialiștii asigură, în anul curent, întârzieri în achitarea suplimentelor la pensii nu se mai așteaptă. De la 12 până la 27 septembrie 1941, în Dubăsari, de către detașamentul fascist de reprimare, au fost omorâți, conform datelor aproximative, de la 6 până la 18.000 de oameni. În majoritatea sa au fost persoane de naționalitate evreiască, gonite din regiunea Odessa, Chișinău, Grigoriopol. În total, 11 înhumări frățești. În fiecare an, în acest loc tragic, vin locuitorii, oaspeți din Ucraina, Moldova, pentru a cinsti memoria jertfelor fascismului. În centrul orașului, pe străzile Kotovski și Kirov, a fost organizat un ghetou. Aici, timp de câteva zile, se aflau oamenii goniți din satele și raioanele din apropiere. La o distanță de 100 de kilometri a fost cea mai mare omorâre a poporului evreiesc. Numai în ziua de 12 septembrie, aici au fost nimiciți 2500 de oameni. Ei erau împușcați lângă gropile preventiv pregătite, în grupe, câte 20-30 de persoane, femei, copii, bătrâni. Mulți din ei erau doar răniți. Martorii oculari povesteau că încă mult timp pământul de parcă răsufla. De la acele evenimente tragice a trecut mult timp. Părea că ele nu se vor repeta nicicând. Dar Nistrenia a trecut încă printr-o încercare. În anii 90-92 iarăși s-a întâlnit cu naționalismul. La apărarea statului s-au ridicat ostași de diferite naționalități și au învins. Noi trăim în înțelegere cu toate popoarele. De-a lungul memorialului jertfelor fascismului sunt instalate plăci comemorative cu familiile celor omorâți. Printre ele sunt și cele ale rudelor Maiei Feldman. Aici, în septembrie 1941, au fost împușcați 11 membri ai familiei dumneaei. Mai родители, сестра и брат здесь. Aici sunt înhumați părinții, surorile și frații mei. Eu singură am fost în ghetoul orașului Râbnița. Atunci aveam 13 ani. În fiecare an vin să cinstesc memoria lor. Trupa de actori a reconstruit evenimentele tragice. Apoi, la cele 11 morminte, au fost depuse flori vii. Anul curent este unul jubiliar pentru capitala Republicii, orașul Tiraspol. Către acest eveniment au loc pregătiri minuțioase. Despre activitățile ce vor avea loc au vorbit astăzi la ședința mobilă a administrației de stat cu antreprenorii și conducerea întreprinderilor din capitală. Aniversarea orașului de pe Nistru va fi precedată de un șir de activități ce vor bucura atât localnicii cât și oaspeții capitalei. Vor vizita Tiraspolul circa 30 de delegații din străinătate. Este renăscută tradiția curților muzicale expoziționale la care participă organizații, întreprinderi ce își demonstrează producția sa. Combinatul de panificație din capitală către jubileul Tiraspolului vine cu surprizele sale. Combinatul de panificație din Tiraspol către aniversarea capitalei vine cu producția sa. Vom pregăti tortul Tiraspol, la fel o expoziție și multe tipuri de articole de panificație, băuturi, în total circa 400 de titluri. La fel nu va lipsi tradiționala activitate cu genericul dulcei vinul. Luând în considerație faptul că așteptăm mulți oaspeți către jubileul Tiraspolului, am rugat întreprinderile noastre să se prezinte în stilurile proprii. Le-am sonorizat tuturor condițiile corespunzătoare. Deja pe 13 octombrie, la orele 16, strada 25 octombrie va fi închisă pentru a fi pregătite toate curțile muzicale expoziționale. Pe 14 octombrie, de la orele 10 dimineața până la 4 seara, ele vor primi oaspeți. Recent, satul Gâscă a marcat 155 de ani de la fondare. În această zi, pe stadionul satului s-au desfășurat activități de sărbătoare. Tradițional, pentru început, oaspeții au vizitat muzeul școlii, exponatele căruia oglindesc istoria satului de la începuturi și până în zilele noastre.
Școala numărul 20 se mândrește cu realizările discipolilor săi. În foaier a fost expus un vernisaj al lucrărilor efectuate de elevi. Tot aici, oaspeții au apreciat exponatele Muzeului Etnografic, care în anul trecut de învățământ a cucerit primul loc la concursul republican printre muzeele școlare. Exponatele lui oglindesc viața contemporană a satului, povestesc despre oamenii de aici, despre filele din istorie. Приход учрежден 26 ноября 1862 года. Парохия a fost fondată în anul 1862, ulterior sfințită și atribuită Catedralei Schimbarea la față din Bender. Doar în anul 1889 a fost edificată o biserică din piatră, care s-a păstrat până în zilele noastre, ea fiind sfințită la sărbătoarea religioasă Nașterea Maicii Domnului, care ulterior a și devenit hramul satului. La solemnitatea ce s-a desfășurat pe stadion au fost gratificați cetățenii care au muncit pentru binele localității, sătenii care în anul curent au plecat la odihna binemeritată, familiile numeroase, cuplurile conjugale care au marcat jubileul de aur de viață comună. Turculeț este o familie unită, ambii soți posedă un stagiu de peste 50 de ani de muncă, au două fiice, 5 nepoți, una din fiice, Lidia, acum muncește în Colegiul Agrar-Economic, unde au muncit părinții. Familia au creat-o în dragoste, înțelegere, respect reciproc. În 1967 ne-am găsit mireasă din sat de aici, ea tot terminat. Școala și terminat tehnicumul, după tehnicul, și noi ne-am căsătorit la 6 noiembrie 1967. Cu plăcere și satisfacție au privit sătenii un concert superb. Numerele artistice au fost demonstrate de elevii și tinerii din sat, care frecventează diverse cercuri artistice în oraș și republică. La hramul satului tradițional a evoluat ansamblul municipal Prietenia. Au fost desfășurate tradiționalele hanuri naționale, alături o expoziție a roadei satului. I-a mirat plăcut pe cei adunați un bostan enorm, cu o greutate de peste 10 kg. Avem bucate naționale. Pe primul plan mămăliguța și tot ce se cere la mămăliguță. Și mujdei, brânză, jumerie, tocană din legume, sărmăluțele, plăcintele, învârtitele, mititeii, tot ce-i bogat plaiul nostru și vinul moldovenesc. Sărbătoarea a continuat până seara târziu. Au fost competiții sportive, hora satului. Cântă armonică, festivalul concurs cu acest generic i-a adunat în satul Corotna pe amatorii cântecului popular. Colectivele de artiști din 14 localități ale raionului Slobozia și-au demonstrat măestria sa artistică. Надежда, Дорулец, Марица, Рябинушка, Хуторянка, Червона Китка. Мембрии acestor колективе pe parcursul festivalului au demonstrat măestrie artistică, interpretativă, ținută scenică. Vera Sandu este pensionară și are mult timp liber. De aceea, cu plăcere, se încadrează în toate activitățile culturale organizate în raion, Republică. Am participat la Pervomaiska, am participat în Slobozia. Mai scurt, unde ne-au poftit, noi cu plăcere participăm la festivalul ăsta. Astăzi, cu plăcere, am venit la Corotna. Suntem mahaleni, de multe ori ei vin la noi, noi la dumnealor. Artiștii amatori, participanți la activitate, au venit la Corotna cu voie bună, frumusețe sufletească și au promis că se vor întâlni mai des. Am ales cântecul pentru tine, deoarece este cântec de iubire, de dragoste și noi suntem tineri și trebuie să cântăm despre acesta, despre dragoste, iubire, despre patria natală. Membrii colectivului folcloric Doruleț din satul Corotna sunt un exemplu demn de urmat pentru cei care vor să-și păstreze tradițiile, cultura popoarelor din acest raion multinațional. Iubesc să cântăm cântecele moldovenești, deoarece suntem moldoveni. Părinții mei sunt moldoveni și mă mândresc cu asta. Am fost la Slobozia, am fost la Tiraspol. Ne place mult și azi, că este o sărbătoare care tare am așteptat-o, mult așteptată. Și ne dorim să fie frumos. Червона Китка, артиștii din Паркань, сад în care este un spectru larg de obiceiuri și tradiții, au evoluat cu două piese în limba bulgară. Familia Șevcenco din satul Corotna prezintă un mini-ansamblu.
La acest festival a demonstrat că nu pierde timpul în zădar, iar Leonid Digan, locuitorul satului Cioburciu, bate toba de la 12 ani. Nu și închipui viața fără de muzică. Devenind membru al colectivului Parusnic și al ansamblului de muzică populară din localitate, este nespus de fericit că activează în calitate de artist amator. În fine, toți participanții festivalului au primit diplome de onoare. Atât pentru ediția de astăzi. Despre aceste și alte evenimente puteți afla în programul colegilor noștri, iar noi vă dorim o seară bună în continuare. La revedere!